Bună, suntem Roxana și Ioan și suntem în Sinaia, în fața cazinoului. Și vă vom însoți la o plimbare prin parc. Hai să vedem. Parcul orașului. Iar am dat de un cuțu. Peste tot unde mergem noi găsim cățel. Ce faci, cuții? Nu trebuie să fii speriat. Așa, parcul este într-un fel de remodelare în momentul ăsta și nu mă refer doar la tartanul de pe jos, care e interesant. Atâta pot să spun, interesant. Nu știu să spun, un parc istoric de genul ăsta ar fi avut nevoie poate de piatră cubică, de niște pavele, de ceva, da. Nu mi se pare cea mai bună opțiune tartanul, dar decât gropi, mai bine. Spuneam că este într-o remodelare, se pregătește festivalul Sinaia Forever 2021. Forever 2021. Da. În momentul ăsta Sinaia are o incidență foarte scăzută pentru COVID și în momentul în care filmăm noi, și cred că vrea să ajute la creșterea ei și s-a apucat de făcut festival. Suntem curioși cât va fi în momentul în care o să punem clipul, pentru că s-ar putea să treacă vreo săptămână din momentul în care l-am filmat până o să-l vedeți voi. Așa. Da, hai să-i lăsăm cu trăznăile astea. Vizitați? Sinai ar fi trebuit să fie. Apropo, dacă este cineva interesat, numele parcului este Dimitrie Ghica. Asta e un hotel istoric. Este la propriu. Avem și o mică poveste despre palasul, da. Ne-a plăcut mult pe dinăuntru. Deci are 110 ani. A fost construit în numai 9 luni, din ce zic ei. Între 26 noiembrie și 15 iulie. Se pare că a fost un record pentru acele vremuri. Pe amplasamentul s-a existat înainte Hotel Sinaia, care a fost distrus într-un incendiu. Interesant. Da, arhitectura e frumoasă, se potrivește cu cazinoul, cu parcul, nu se potrivește cu tartanul ăsta roșu de pe jos. Dar na, nu le putem avea pe toate. Dar mie boy, mi se pare un cimel colorat. Poate, s-ar putea să aibă dreptate, Roxana, dar mai nici cimentul colorat nu este istoric. Da, corect. Lângă hotelul Palace este cofetăria Palace, care e, din punctul nostru de vedere, cea mai bună cofetărie din Sinaia. Au o cafea senzațională, o înghețată senzațională și prăjiturile, nu mai vrem să discutăm despre ele. Știți că noi suntem bolnavi și cu înghețata? Și evident a trebuit să testăm. A, și până și poterile ne-au plăcut. Dacă vreți să stați la terasă. Haideți să vedem și ce program am. Unde e program? Pe ușă. 8.21. Încă văd bine. Eu nu. Și ne apropiem de Hotel Regal. Ne bătuse gândul să stăm aici, dar cu excepția câtorva camere, restul arată așa, de business. Evident, fiind orașul în pregătiri, este și în scandal, zgomot, se taie, se împușcă, se cară boxe, lumini, se montează scenă, se montează tot felul de Arabia, unde se vând chestii tradiționale românești, cum ar fi, de fapt, chiurtoșul cred că e tradițional românesc, ce apucasem să vedem, porumb fiert și alte treburi de genul, la festival, da. Uite peste drum, regele Ciolanului. Da, pregătiri de festival. Regele Ciolanului a venit și el la festival. Chestii tradiționale românești.
Nu că am avea ceva împotriva ciolanului, mai ales când e lângă fasole. Sinaia Forever. Îmi place denumirea și e tradițională românească. Hai că am ajuns să vă arătăm hotelul Regal. Foarte interesant, să-l țin de din afară. Încă o dată... Trebuie măcar un lac dat peste... Camerele istorice parcă erau un pic chici, așa, dar nu erau rele, însă restul nu aveam și legătură cu Regal. Are și el o cofetărie cu înghețată, n-am încercat-o, e un strop mai scumpă decât înghețata din partea alaltă, ceea ce ar trebui să o facă să fie și mai bună. Da, avem îndoieli că se poate să fie înghețată mai bună decât aia de la Palace. Și o de prețul. 8 lei cupa de înghețată. Și desert. Ia să vedem. Deserturi, tău în rafe, iogurt, melone. Unde-s macaroni? Că le văd doar în poze. Vreau să fac o comparație. Savarina este 14 lei. Hai că dincolo de cam așa era. Da, dar la Palace Savarina este mega Savarina. Păi și aici poate e mega. Nu te încerc să-ți ia fără ce decât. Nu ai nevoie. Păi își face singură reclamă bună. Da, și servirea e pe care. Uite ce frumos arată felinarele astea stradale cu aspect istoric împreună cu cimentul roșu, na, cum ai zis tu. Ia. Cofetăria și Casino Rigler, cele care au cofetăria Ars. Ia zi, la începutul secolului 20, pe tot timpul verii, la terasa casinoului Rigler, concerta pentru publicul din parc orchestra dirijată de Wilhelm Strauss, Eduard Wilhelm Strauss, din repertoriul său fiind nelipsite valsurile lui Ivanovici. La casino se jucau cărți, se asculta muzică, se făceau consumații la bar și se dansa. Se pierdeau bani pe scurt. Clădirea situată cam pe lângă actualul Hotel Palace este distrusă în întregime în anul 1911 în urma unui incendiu devastator împreună cu vechiul Hotel Sinaia cu care se învecina. Societatea Sinaia a deschis un hotel nou, cel pe care l-ați văzut. Așa, și ia uitați ce chestii sunt prin parc, la intrare e și o scenă, sunt împrăștiate tot felul de boxe, de LED-uri și de plăcuțe cu texte. Nu știu ce se va întâmpla cu plăcuțele astea, bicicletă, înțeleg, dar snowboard, dă cineva cu snowboard-ul. Ah, pădure, munte, schi. A fost concurs de traforaj, cred. Păi sunt niște plăcuțe de lemn decupat. Corect. Păi n-ajunge, că nu... E interesant să treci pe aici și să citești și plăcuțele astea. Cu informația. Hotelul Caraiman. Cel pe care, de pe care se aruncau țiglele. Într-un episod anterior. Da. Dacă nu ați văzut, puteți să aruncați o privire la clipul cu gara, când am trecut pe lângă el și de pe care se aruncau țiglele. Ia zi-mi. Caraiman, al treilea hotel ridicat în orașul Sinaia, a fost construit la inițiativa Eforiei Spitalelor Civile în 1881. Primul administrator al hotelului a fost austriacul Iosef Ungar, aflat în slujba principului Dimitrie Ghica. În 1903, hotelul extins cu un etaj și cu mansardă. Și de pe mansardă aruncau băieții tigle. Hotelul Regal. Și aici avem informații. Dar lăsăm totuși la tigla noastră, al CD Live. Adică puteți veni să vă aruncați o privire pe plăcuțe. Ia să vedem, mai bine. Hotelul, cei care au cărat două tiruri de boxe, la propriu, de boxe, de lumini, de elemente de scenă, de așa, și fântâna Artezia.
Este stâlp de iluminat public cu camere de luat vedere. O bancă de piatră. Cu o coajă de banană recentă. Obiect de mobilier urban cu valoare arhitecturală datând din anul 1905. Este stâlpul pe care vi l-am arătat mai devreme, cel cu camerele de luat vederi, pe care scrie Wi-Fi. Ridicat de regele Carol și restaurat sub patronajul primăriei orașului Sinai. Și de ce au pus Wi-Fi pe el? Da, na. Știați că Sinai e prima localitate din România luminată electric? Încă din 1890? Pavilion muzical. Și aici au Wi-Fi. Tot în urma incendiului devastator din 1911, care a mistuit hotelul Sinaia și cazinoul Rigler, cred că a apărut și el, cel puțin așa am apucat să văd aici, construcția realizată după planurile arhitectului Petre Antonescu, finalizată în 1913 pe locul Vilei Ghica, care a fost demolat. Primul acționar a fost baronul de Marseille, acționar al cazinoului din Monte Carlo, cu arhitectura care s-a inspirat și cazino. Uite, aici a concertat George Enescu în acest pavilion muzical. Interesant. Oare ce a concertat pe scena de la intrare? Uite acolo o plăcuță cu banca de piatră. Ia hai să vedem despre ce este vorba. 1905-1906, Ion Cegrădișteanu, la intervenția lui, s-au făcut trei modele artistice după care s-au construit aceste bănci din piatră pentru dirigența drumului Brașovului. Acesta este modelul în stil românesc cu patru fețe și acoperiș și îndrilit, putând servi de odihnă la 12 persoane. Deci pe vremuri avea și acoperiș banca. În fotografie apare amplasantul inițial la ieșirea din Sinaia. Am înțeles. Înainte, era amplasat înainte de cătunul Gura Pădurei. Interesant. Deci bănuiesc că am mutat aici. Și am mutat doar banca, nu și acoperișul. Bine că n-au distrus treptele, dar... Uitați ce frumos arată. Betonul roșu. Treptele... istorice, betonul roșu din nou, asta sigur e beton. Și rădăcinile astea pictate sunt interesante. Natura ne arată că poate crea artă. Pictura am adăugat-o noi. Îi invităm? Da, vă invităm să faceți o plimboare în Sinaia chiar și în extra sezon. În special în extra sezon, că e mai liniște. Asta aerul e mai bun. Și în extra sezon e mai rău de fiat. Mai, da, corect. E mai curat. Mai curat. Singura treabă, să aveți grijă să nu fie vreun festival ca să ascultați muzică de pe cameră sau de vormașină. De aia, dacă sunteți București, nu vă deranjează. În dreapta aici e Muzeul Bucegilui. Da, până la el, hai să vă arătăm o statuie de-a lui Eminescu tânăr. Nu știu ce nu-i face nimeni statuie cu el sau poză, varianta aia cu el mai bătrân și mai grăsuț. Ce ne-e rușine de el că a fost și grăsuț? Deci Muzeul Rezervației Bucegi. Interesant de vizitat, nu e mare, e chiar mititel. Sunt câteva diorame. Parcă l-am văzut. Și ne apropiem de cazino, adică de punctul de plecare. Îl puteți vizita. Da, cazinoul e vizitabil. Cât era intrarea? Cred că 15 lei. 15 lei intrarea pentru un adult. Tururi de 40 de minute. Dezinfectare. Da, dezinfectare, aerisire. Muzeu. Aveți câte ceva să vedeți în cazino? Noi am ajuns
aici cu câteva nunți. Și l-am văzut și tot văzut. Dar are niște stele fenomenale pe care nu o să regretați. Vedere, cel puțin, Da, nu o să regretați că le-ați văzut. Sala oglinzilor, Bacara, amândouă arată foarte bine. Am uitat cum se numea cea mică. Aia nu era chiar spectaculoasă, din spatele stelei oglinzilor. Da. Puteți să vedeți și birourile tovarășului și ale tovarășei. Grădina, da. Teatrul. Hai să vedem. Sinaia, 100% România. Iar dacă aveți evenimente și nu știți locații frumoase, acestea chiar locații unde ați putea să apelați. Sărb, nu-s frumoase aici, da. Sonorizarea e mai dificilă din ce am înțeles, noi nu ne pricepem așa de bine. Dar săl mare oglinzi, da, se reflectă mult sunet. Și aici au trântit niște boxe. Nu știu cine a venit, cine a cântat, ce s-a întâmplat. Cred că am multe boxe ca să discute cineva. Fântână arteziană din fața cazinoului. Fântână arteziană fără apă. Iar noi, cazino. Roxana și Ioan. Încă nu vă spunem la revedere, pe Roxana se grăbește. Vă rugăm întâi să apăsați pe butonul de like, să lăsați un comentariu, poate chiar să vă abonați la canalul nostru, puteți să dați și un like, orice formă de interacție cu clipul ne ajută foarte mult în fața algoritmului de la YouTube să ieșim și noi un pic înainte și să fie clipul arătat mai multor persoane. Durează o secundă și vă rămânem tare recunoscători dacă puteți face așa ceva. Plus că ați un impuls să facem și altele. Da. Vă mulțumim tare mult că ați fost împreună cu noi și astăzi. Până data viitoare, Roxana și Ivan vă spun... La revedere!